Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut ce bine merge Brexit-ul? Nu știu, să nu se creadă că ne bucurăm sau ceva de genul ăsta, că ne pare rău după britanici că au plecat din Uniunea Europeană, dar cum să spun, până la urmă Brexit-ul ăsta este o lecție pentru responsabilitatea votului. Pentru că, sigur, au fost manipulați, unii nu s-au prezentat la vot, majoritatea britanicilor au votat pentru Brexit, majoritatea englezilor, de fapt, că scoțienii nu au votat pentru Brexit. Și acum rezultatele încep să se vadă și nu sunt deloc plăcute. Sunt cozi foarte mari. În Marea Britanie văzut niște spectacole incredibile. La multe benzinării urmează raționalizarea carburanților, închiderea unor pompe, nu că n-ar exista benzină în Marea Britanie, depozitele sunt pline, dar este o criză teribilă de șofer de camion. Pentru că oricum este... Nu s-a mai vorbit despre asta? Ba da, da, au plecat. Nu s-a dus nimeni. Muncitorii străini au primesc plecat. Primesc cu B-ul. Haideți să facem așa. Deci, pentru transportatorii care sunt pe frecvență în momentul ăsta, transportatorii profesioniști care au lucrat în străinătate sau care lucrează în străinătate, poate că ne ascultați, vreunii dintre voi ați lucrat pe Anglia, cum se spune, șoferi profesioniști de tir, de camion... Britanicii oferă acum 5.000 de vize temporare până în decembrie, 3 luni, repede, repede să angajeze șofer de camion. 0372 069 599. Ia să vedem. Este vreun șofer de tir pe frecvență care a lucrat în străinătate sau care lucrează acum în străinătate, poate în Marea Britanie, în Anglia, și se gândește să ia oferta asta a guvernului britanic, să plece în Marea Britanie cu o viză de 3 luni, să lucreze acolo pe un salariu care ar fi cumulat, înțeleg, sper să nu greșesc, undeva la 40.000 de lire sterline pe an. Asta ar fi doar 3 luni. Deci doar 3 luni îți garantează că îți dau viză. Da, și după 3 luni, când își văd saci în căruță, oamenii cumva... nu o să-și vadă saci în căruță, pentru că e deficit foarte mare de șoferi și există așteptarea că peste 3 luni guvernul britanic va prelungi cu încă 3 luni și tot așa. Acum, pentru guvernul britanic, un moment foarte rușinos, că ei au spus, noi nu mai avem nevoie de muncitori străini, de imigranți, noi ne descurcăm singuri. Și după Brexit, muncitorii străini au cam plecat, pentru că s-a schimbat regimul acolo pentru mulți dintre ei. Și acum, ce să va trebui să deschidă granițele din nou în condiții mai dezavantajoase decât când erau în Uniunea Europeană. Și, mă rog, e controversă. Dar aș vrea să vorbesc pentru că, sigur, interesează mulți români care lucrează afară. Avem milioane de români care lucrează afară. 0372069599. Văd că ne sunați deja. Hai să încercăm să luăm și telefon. Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața, Claudiu! Bună dimineața! Da. Bună dimineața, domnilor! Ce să vă spun... Din fericire, nu sunt șofer de tir, sunt director unei firme de transport, da, din București. Situația este mai mult decât complicată și ceea ce știți dumneavoastră în general și ce se aude nu este și ceea ce se întâmplă real. Așa. Din păcate, la vamă, la canalul Mânecii, se trece destul de greu, iar noi, transportatorii, nu mai vrem să trecem. Aha, de ce? Ăsta este cel mai bun cuvânt. Pentru că tranzitul și orele de tranzit sunt foarte, foarte lungi, adică se stau câte 3-4 ore, plus că este problema emigranților, iar orice emigrant găsit în camion, amenziile pleacă de la 2500 de lire pentru fiecare clandestin, și că ești vinovat și că nu ești vinovat, iar mai mult de jumătate din sumă trebuie să suporte firma. Da, Claudiu, am o întrebare. Britanicii oferă acum 5.000 de vize doar pentru șoferi de camion în încercarea de a rezolva criza cu care se confruntă. Întrebarea mea e dacă în Europa este cumva... Dacă sunt mai mulți șoferi decât e nevoie, dacă te tem că ar putea să plece de la tine în Anglia pentru această ofertă. Nu mă tem și sunt într-adevăr, da, mai mulți șoferi în Europa, dar majoritatea care îmi vin la angajare îmi spun, domnule, noi nu vrem să facem Anglia. De ce? Clar. Din cauza... În primul rând de stat, da? În primul rând pentru stat, pentru că foarte multe firme de transport plătesc șoferii la kilometru, da? Și doi la mână, parcările sunt limitate cum sunt și tranzitul și le e frică și lor și de clandestini și de statul la cozi.
Da, mulțumesc mult pentru intervenție și pentru explicații. Marius, ești în direct, bună dimineața. Ah, l-am pierdut pe Marius, e Răzvan cu noi. Răzvan, bună dimineața. Bună, salut. Răzvan, dacă ne auzi, salut. Bună dimineața, da, vă aud. Te rog. Deci ești șofer de tir, de camion, ești transportator profesionist? Da, da, sunt în Anglia, nu sunt în România. Așa, care e situația? Situația cu combustibil, lumea s-a panicat prea rău. Da. Și auto. Eu lucrez chiar în domeniul ăsta, chiar în combustibil. Așa. Și șoferi nu sunt pentru că nu-i plătesc. Aha. Nu că nu ar fi, nu-i plătesc, ești bajoc de șofer și de salarii. Dar... ceea ce zice... Sunt convins că ai urmărit știrile și înțeleg că acum se oferă 5.000 de vize pentru șoferi europeni care au licențele necesare și care ar urma să lucreze temporar pe venit. De ce fel? Sunt convins că știi știrile de acolo. Da, dacă oferă 40.000 pe an și lucrează 15 ore pe zi, nu este convenabil. Aha. Deci crezi că o să aibă efect sau nu oferta guvernului britanic? O să reușească să păcălească câțiva. Ok, da, mulțumesc. Da, probabil mulțumesc. Suficient. Mulțumim. Mulțumim. Ciprian, bună dimineața. Bună dimineața, Ciprian. Salut. Neața, colegule. Salut, colegule. Nu, eu lucrez, pe știu că așa spui tu, da. Șoferilor. Uh-huh. Eu lucrez în Germania pe camion, dar sincer că eu nu m-aș duce. Adică de ce nu? Câștig aici aproape 3.000 de euro și să te duci așa la o ofertă pe 3-6 luni, nu ai nicio stabilitate, nicio garanție. Și plus că nu-mi place Anglia. Am făcut și în trecut foarte mult Anglia, Belgia, Anglia. Mm-hmm. Dar, cum spunea cineva din aur, la canalul Mâneci, acolo la Eurotunel, e din ce în ce mai rău. Deci stai cu orele și imigranți și... Mm-hmm. Da, nu mi se pare atractiv. Dar cum e pe piața la voi la șoferi? Adică e cerere dacă tu pleci de la firma asta, îți mai găsești loc de muncă? Da. Este cerere foarte mare. Deficit de șoferi peste tot acum, în toată Europa. Mm-hmm. Mulțumesc mult pentru telefon, colegul, ai grijă. Hai să încercăm și cu colegul Marius. Bună dimineața. Salut, Marius. Neața. Bună dimineața. Te ascultăm. Da, bună dimineața. Da. Nu, n-aș face Anglia niciodată, nu aș face. Nu aș părăsi firma unde sunt, pentru nici pentru 10.000 de lei sterline. Mm-hmm. Nu m-aș duce în Anglia. Dar unde lucrezi acum? Unde lucrezi acum? Lucrez la o firmă de transport din Italia. Aha. Fac Europa, da, nu fac Anglia, semnat, nu fac Anglia. Ai fost vreodată, ai lucrat vreodată în Anglia sau? Nu, am semnat că nu vreau să fac Anglia. De ce? Din cauza la imigranți, din cauza la parcări limitate, parcări nesecurizate. Nu aș face Anglia. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Colegilor, vă ținem pumnii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.